local, suntem 15 consilieri prezenți, 14 fizic și doamna Dărișoara, doamna criteriu online. Scuzați, dânsa lipsește și cu domnul Ceucă și doamna Hurtui este online. Așa că ședința este statutară și putem trece la rezolvarea și a ordinii de zi. Să votăm în ordinea de zi. Dacă sunt ceva lucruri de spus în privința ordinii de zi, vă rog, dacă nu trecem la vot. Da, spune. La punctul 2 de pe ordinea de zi, nu am să votez. Vă abține sau ce? Nu. Nu votați deloc. Deloc. Am înțeles. Da. Bun. Dacă nu sunt și alte lucruri, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Mulțumesc. Punctul 1 de pe ordinea de zi. Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului Local din data de 27.10.2022. Comisiile. Deci nu s-a discutat nicăieri, să înțeleg. Dacă sunt și lucruri legate de acest punct de pe ordinea de zi. Dacă nu, trecem la vot. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 2. Proiect de hotărâre numărul 139 din 16.11.2022 privind aprobarea trecerii în domeniul public al orașului Hârlău, în domeniul privat al acestuia, asupra feței 25 metri pătrați, teren, înscris în cartea funcțională numărul 1. Așa, și concesionarea prin încredințare directă domnului Gabriloae Marius Spiridon, proprietarul construcției existente pe acest teren, garaj, teren, garaj, inițiator domnul primar al orașului Hârlău. Da. Domnul ia și de față, dacă aveți ceva să-i reproșați cu garajul, puteți să-i reproșați. Comisiile. Comisia Matei a favorabil. Comisia Apelei a vizuit favorabil. Da. Mai sunt și alte discuții legate de acest punct de pe ordinea de zi? Nu? Trecem la vot. Cine este pentru? Se pentru foarte care se deschide. Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. Mergem mai departe. Punctul 3. Pe ordinea de zi, proiect de hotărâre numărul 140/16/11/2022 privind aprobarea trecerii în domeniul public al orașului în domeniul privat al acestuia, suprafețe 5,5 metri teren, situat în strada Ștefan cel Mare și Sfânt, între blocurile 10 și 11, și concesionarea, fără licitație, solicitarea Catargiul Dumitru pentru extinderea spațiului comercial pe teren alăturat, inițiator domnul primar al orașului Hârlău. Am văzut că este și un amendament aici, cred că legat de treaba aceasta. Cine a depus amendamentul? Comisia Oatie, dacă a fost favorabil, s-a lăsat un amendament care a trecut. Dacă îmi permiteți, pot să citesc acum. Da, vă rog. Deci, sunteți întâi motivația. Având în vedere contractul de concesiune numărul 58 în 10.12.2015, încheiat pentru suprafața de teren inițială de 10 metri pătrați și pentru a nu fracționa cu a doua suprafață de 5,5 metri propusă pentru extindere, cu un al doilea contract, tot pe o perioadă de 10 ani, propun acest amendament. O modificare a perioadei propuse de către serviciul OAT de la 10 ani la 3 ani, respectiv până la data expirării contractului de concesiune numărul 58 din 10.12.2015. Ideea ar fi ca la expirare, la respectivă, să încheie un singur contract, în vedere că o să fie un singur mobil, să fie și un singur contract. Eu am înțeles ideea. Da. Asta ar fi. Ca să nu mergem fracționat. Da, că după aia apare fracțiunea că expiră o parte din o fracție din teren expiră și cealaltă fracție. Da. Bun. Dacă mai sunt și alte lucruri legate de acest subiect, dacă nu, trecem la vot. Întâi amendamentul. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă? Abține.
Acum, trecem la vot a proiectului cu amendamentul aprobat. Cine este pentru? Pentru. Cine se abține? Sau împotrivă? Deci nu am unitate. Mă rog că nu e consilier, că dacă era, pierdea. Eu spun din propria experiență. 4. Proiectul numărul 4 de pe ordinea de zi. Am văzut. Nu mai întrebă. Dar e prezent la acestea încolo. Nu are rost. Credeți că are rost să mai întreb? Nu mai are rost, știe că vătează. Mi-a spus că votează, deși nu te ziua. Da. Bine. Scuze, dar traficul din subiectul. Da, dar are dreptate, nu îmi spune chiar rău, că și oamenii tot acum cu mașina și noroc că m-am plecat mai repede. De la școală până aici. Nu, dar eram la școală. Dar nici n-am chelit domnul director. Da, nu, eu spun că de la școală până aici traficul e greu. Știi, nu, asta fără să facă... Nu, am înțeles. Stai la intersecție aici. Deci, proiectul numărul 4, proiect de hotărâre numărul 141 din 16-11-2022 privind schimbarea titularului contractului de concesiune numărul 39 din 12-2019. Inițiator domnul primar al orașului Hârlău. Da, comisiile vă rog. Comisia juridică a avis favorabil. Da. Dacă mai avem ceva completări sau nu, care de acest proiect, dacă nu trecem mai departe și votăm, cine este pentru? Pentru. Împotrivă? Abține. Mulțumesc. 5. Proiect de hotărâre numărul 142 din 16-11-2022 privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 95 din 29-10-2020 privind organizarea comisiei de specialitate ale Consiliului Local. Inițiator, primarul orașului Hârlău. Comisiile, vă rog. Comisia juridică a avis favorabil. Da. Dacă sunt alte lucruri vis-a-vis de acest proiect. Dacă nu trecem la vot, cine este pentru? Pentru. Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. Proiectul numărul 6. Dacă vreți, mai fac o pauză, nu facem așa repede. Proiect de hotărâre numărul 143 din 16-11-2022 privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 110 din 31-8-2022 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație a Unităților de Învățământ din orașul Hârlău anul 2022-2023, precum și comisiile de evaluare și asigurare a calității. Inițiator, primarul orașului Hârlău. Comisiile? Comisia juridică a fost favorabil pentru promovarea proiectului. Da. Altă comisie, nu? Deci, da. Vis-a-vis de acest proiect, vă rog, exprimați-vă doleanțele. Părnuiesc că sunt niște școli, dacă, sau de unde trebuia nu, completat. Nu, nu, este vorba de prezidenția doamnei Boș și vacantarea postului, fost validat în funcție de consilier local, domnul Anușca, prin urmare, locul doamnei Lungu în Consiliul de Administrație al Consiliului de Administrație de Tăvăreș, ar urma să fie luat de domnul Anușca. Da. Dacă, da. Dacă cu procedura corectă. Păi de asta am întrebat. Dacă aveți, dacă sunt ceva... Nu mă votăm. Da, spuneți, domnul Oropei. Observația mea este față de și ce a spus doamna consilieră înainte, că nu votăm
locuitorul. Noi votăm un alt consilier. Și normal ar fi fost să se fi făcut o propunere nominală în această ședință. Dacă doamna secretar general susține că trebuia făcută doar înlocuirea pentru că doamna a plecat și în locul dumneei a venit altcineva, am să respect părerea pe care a emis-o și dumneavoastră ca președinte conduce ședința în continuare. Da. Propunerea executivului în speță, inițierea domnului primar, a fost de înlocuire a doamnei cu noul consilier local validat. Prin acest proiect, pentru că este inițierea domnului primar. Dacă ar exista o altă opțiune, ar fi trebuit să existe o inițiere în sensul acesta. Nu. Nu, apropo de chestiunea asta cu consilierii în Consiliul Local, în Consiliul de Administrație. Eu am mai să pun o întrebare. Este obligatoriu consilierul să fie? Și am să vă spun și de ce. Dacă ai avea 10 școli aici, știți că reprezentantul Consiliului Local nu este obligatoriu să fie consilierul. Nu am nimica cu votarea asta, nicio problemă. Dar vă spun și pe viitor. Dacă unul, putem delega și un om din afara asta. Se poate și așa ceva. De asta v-am spus că eu am refuzat să mai fac. Adică, în afară, dacă acolo se specifică, numai că și la mine e tot o întrebare. Dacă se specifică că trebuie să fie cineva din partea Consiliului Local, trebuie să fie din partea Consiliului Local. Pe deja primăria are reprezentant în Consiliul de Administrație așa. Al primarului și corect ar fi și al Consiliului Local și Consiliul Local să aibă reprezentant de în asta Consiliul mă de Administrație. Așa ar fi echilibrat. Bun, și atunci de centrul municipiului Iași sunt în Consiliul Local de Administrație oameni care nu sunt consilieri. Știți de ce? Pentru că acolo scrie așa că poate fi. Păi da, nu e și obligatoriu. Sigur că da. De asta v-am spus. Nu de altceva. Spun, nu am nimic cu votarea asta. Asta v-am spus ca idee. Nu. Deci nu e obligatoriu. Poate fi și din Consiliul Local. Păi da. De asta am spus. Da. Bun. O întrebare suplimentară pentru domnul Onofrei. Aveți o propunere vis-a-vis de acest proiect? Domnul președinte, dacă aș fi avut propuneri, le-aș fi făcut în cadrul Comisiei Juridice. Am exprimat un punct de vedere în ședință, pentru că se interpretează codul administrativ câteodată pe fragmente. Codul administrativ spune clar, Consiliul Local are reprezentanți sau își desemnează reprezentanți după constituirea Consiliului Local. Deci noi suntem o structură desemnată în 2020 care ne-am desemnat niște reprezentanți în societățile comerciale și în instituțiile de învățământ. Reprezentanții noștri au un anumit rol la aceste instituții și societăți. Să prezinte cât mai repede punctul de vedere al Consiliului Local în aceste instituții și societăți și să vină cu informațiile privind problemele, problematica acestor instituții, dacă vreți, în aceste ședințe. Că la noi nu se întâmplă așa, este treaba noastră. Bun, am înțeles. Mulțumesc. Da. Votăm proiectul respectiv așa cum este. A fost propus de domnul primar. Cine este pentru? Pentru. Cine este împotrivă? Cine se abține? Dacă era cu banii, mai era ușor să mai votat? Nu, mă provocați. Dacă era cu indemnizație, se vota mult mai ușor. Și se votează o dată pentru 10 ani. Da. Dar nu am nimic cu poziția. Se dă și moștenire. Hai să trecem mai departe. Dar nu. Proiect de hotărâre numărul 144 din 16-11-2022 privind alegerea președintului de ședință pentru luna decembrie 2022. Inițiator domnul primar al orașului Hârlău. Da. Pentru luna următoare, cred că este domnul Onofrei.
Nu, nu, nu. Iar greșiți. Vă legați de mine pentru că sunt la distanță. Nu sunt prea vigilent asta. Alfabetul spune că după o A vine o L. Am înțeles. 2023, domnule. Am spus că nu sunt atât de vigilent în sensul că chiar n-am fost atent că trebuie să respect și treaba aceasta. Dar nu era chiar foarte greșit, că ne-am stabilit noi în ordine alfabetică, că puteam să stabilim o altă ordine. Bun. Cine este de acord? Cine se abține? Cine este împotrivă? Chiar apreciez că va fi o doamnă consilier în luna decembrie. Crăciunița. Numărul 8, proiectul numărul 8. Proiect de hotărâre numărul 145 din 17.11.2022 pentru aprobarea programului manifestărilor organizate cu ocazia Zilei Naționale a Hârlău și a bugetului de cheltuiel aferent. Inițiator, primarul orașului Hârlău. Da, comisiile, vă rog. Unanimitate. Comisia juridică a avis favorabil pentru prezentarea proiectului în ședință. Da. Am spus da. Da, am auzit. Domnul vice. Trebuie să previem și cuplurile care au împlinit 50 de ani de la căsătorie. Și-au depus cererea, sau mă rog, știam de 18, erau 18 cupluri între timp. Domnul Chiriac Constantin a decedat. Noi l-am prins în documente. Așa încât vă propun să diminuăm numărul la 17 cupluri și toate celelalte calcule financiare vor fi refăcute în următoarea perioadă. Am plinit 50 de ani în 2022? Da, 50 de ani de la căsătorie. În 2022, mă refer? La chiar anul ăsta, dacă era în trecut, merita bani. Era pe lista anul trecut, dacă credeam 50 de ani în trecut. Nu, e pe lista asta, de anul ăsta. Eu așa am înțeles. Da. Domnul Lăi, cred că facem o greșeală și o facem din dorința de a mai tăia din suma aia. Omul a decedat, dar a împlinit anii de căsătorie în acest an, înainte de a deceda. Dacă împlinea 50 de ani după ce a decedat, da, dar dacă i-a împlinit înainte de deces, înseamnă că trebuie să primească banii. Nu îi primește el, îi primește soția. Vreau să mai fac o mențiune legată de această situație. Am avut discuția cu domnul jurist în ședință. Cupluri care au împlinit 50 de ani și care locuiesc pe raza Hârlăului. Fără a se menționa dacă această căsătorie a fost sau nu la Hârlău. Pot fi căsătoriți la Iași, pot fi căsătoriți la București, pot fi căsătoriți în Franța. Dacă după certificatul de căsătorie și evidența populației au împlinit în acest an 50 de ani de la căsătorie, toți au dreptul să ceară acele drepturi pe care noi le conferim prin această hotărâre. Nu luăm doar cuplurile care sunt căsătorite la primăria Hârlău. Toate cuplurile care în acest an împlinesc 50 de ani. Exact. Și este bine ca toți cetățenii să știe acest lucru. Dacă nu sunt menționați în tabelele noastre, să se adreseze primăriei și să ceară drepturile respective. Da. Deci avem, avem obligația să facem aceste tabele cu toată responsabilitatea. Nu în fugă și nu în grabă. Este o dată pe an. Este timp de făcut această evidență 12 luni. Două lucruri care sunt foarte clare. Procedura este financiar făcută pe titular. Un decedat nu poate ridica bani de la o instituție. Deci este clar, foarte clar pe subiectul decedat. A decedat, nu se pot face formele legale în vederea unei decontări. Doi,
regulamentul aprobat acum mai mult de 20 de ani, cred, că nu știu dacă mai a fost modificat vreodată sau mai încoace, cel puțin la cunoștința mea, spune așa, persoanele care sunt extrase din registrele de stare civilă de căsătorie a orașului Hârlău. Așa da. Este făcut regulamentul. Cererea care aveți acum în față este solicitarea expresă a domnului primar și a fost introdusă în vederea aprobării de către dumneavoastră, dacă ați fi de acord, ca o persoană cunoscută pe raza orașului Hârlău, fiind cumva de notorietate. Dar regulamentul spune că noi nu avem evidențe la ora actuală și nici bază de date cu căsătoriile făcute oriunde în România sau ori în altă parte în țară. Nu se pot face centralizări. Stai. Nu. Eu am înțeles ce a spus domnul Onofre. Este obligația administrației locale. Ca eu, Oancea, care m-am căsătorit la Târgu Frumos, să zicem, și după o perioadă m-am mutat la Hârlău și am împlinit 50 de ani și locuiesc actual în orașul Hârlău și am împlinit 50 de ani de la căsătorie, eu cred că este normal ca eu să primesc de la primăria orașului Hârlău. Aș putea să facem, am înțeles ce e corect. Domnul Onofre, nu lăsați-mă să termin. Este perfect la regulamentul de așa. Acum, că legal, titularul, așa cum spuneți dumneavoastră, că legal, cel care a făcut cererea, din păcate, a decedat până la momentul ăsta în care noi vorbim, o fi legal, așa este că el a făcut cererea și nu poți să-i dai unui mort banii. Dar moral, cred, moral, că e bine ca totuși familia aceea să primească, pentru că acea căsătorie nu este numai o persoană. Sunt două persoane implicate în căsătoria respectivă. Soția trăiește în continuare. Ea putea, de exemplu, să vină în momentul în care a decedat domnul chiriaș, să vină ea să refacă cererea pe numele ei. Mă gândesc. Urmai un pic și după aia termin. Deci, eu din punct de vedere moral, ar fi ca familia să primească totuși această onoare că am primit totuși 50 de ani de căsătorie anul acesta. Că numai un pic și termin, păi, puteam noi să aprobăm și eu să moară mâine. Și ce făceam? Da, mulțumesc, domnul... Nu, doamna, întâi doamna și după aia dumneavoastră. Cer scuze. O mică observație. Dacă noi am stabilit ziua de 1 decembrie pentru a înmâna această sumă și acest buchet de flori, era 1 decembrie. Da? Dar probabil că dumnealor, în actul de căsătorie, deja au împlinit acei ani de căsătorie. Da? Se suprapun niște date. În anul acesta, în aprilie sau în mai, s-au căsătorit. Deja au 30 de ani de conviețuire în armonie, în familie. Da? Sau dacă era în spital, sau dacă noi votam astăzi și marți sau miercuri se întâmplă nenorocirea. De asta zic că trebuie să fim... Da. Dacă mai sunt, domnul profesor Negru. Susțin ideea domnului președinte din două motive. Unul, dânsul s-a căsătorit. Eu știm unde s-a căsătorit. Dar aia de la ea sau de la unde s-a căsătorit, vă invită acolo? Nu vă invită. E clar. Aici e clar. Eu ce să înțeleg? Există lege care spune la orașul respectiv sau regulament? Că nu mai înțeleg nimic acum. Am auzit cuvântul regulament. Doi, o spun fără niciun fel de reținere. Poate că nu ar trebui să o spun eu. Dar nu ne doar nicăieri de bătrâni. Chiar nu ne interesează nimic. Dacă poți să-i bagi cât mai jos. Nu avem niciun program în orașul Hârlău să vezi niște bătrâni care sunt ajutați sau altceva. Acum îi luăm și lui ăsta bani. Luați-i, domnule, foarte bine. O să câștigăm. Faceți cel puțin trotuarul pe strada Stejar să rezolvă. Luați-i pe toți. Nicio problemă. Da. Am înțeles. Consilier, vă rog. Mă aliez cu domnul Neicu pentru faptul că omul ăsta, ca familie, în orașul Hârlău, a plătit 10 de ani taxă și impozite la Consiliul Local, a fost corect, a produs venit în orașul Hârlău și a făcut omul treburile. Am citit cererea scrisă din mâna lui și m-a impresionat. Dar cred că și eu am spus că sunt de acord cu ceea ce am spus. Cred că e corect. Să-i facem, să-l lucim de această onoare. Pentru că îi se citește acolo numele. Al aude toată mulțimea aia la 1 decembrie. A descăsit o formulă să... Da, domnul Vicer. Eu am propus amendamentul
în urma unor discuții privitoare la legalitatea acestei situații. Dar, retrag, cam, deci, din punct de vedere moral, sunt de acord că trebuie să o facem, dar având în vedere că n-ar fi corespuns cumva din punct de vedere legal, de asta am făcut. Dar dacă primăria, o secundă, dacă primăria în ziua căsătoriei trimitea acasă felicitare, buchet de flori și așa mai departe, trecea un împlinit acea vârstă. Eu cred că e clară discuția. Dacă și domnul viceprimar a spus... Domnul viceprimar, eu cred că dumneavoastră vă scris la vot lucrul ăsta, că nu suntem deși la tot local, care putem să facem lucrul ăsta. Da. Noi... Deci, înțeleg. Lăsați un pic. Și documentele pe care le-a depus dumnealui, chiar eu le-am primit. Eu... Atenție, că gata, cred că discuția s-a lămurit, din punctul meu de vedere. Domnul viceprimar și-a retras, și trebuie consemnat că și-a retras, și atunci noi trebuie să votăm proiectul ca atare, că asta este, ca atare în sensul că să știm cum suntem, potrivă sau așa. Și acum votăm. Cine este pentru? Pentru ce? Fără amendamente. Despre amendamente. Adică să primească omul ăsta bani. Amendamente și-a retras, deci proiectul. Da. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Gata, ați văzut ce repede s-a rezolvat? Domnul președinte, pentru că suntem în ședință și au fost atâtea discuții legate de acest subiect, vreau să fac o solicitare verbală în ședință ca să nu mai fiu obligat să depun cerere și să iau număr de înregistrare. Solicit executivului să îmi pună la dispoziție hotărârea Consiliului Local prin care a fost stabilit regulament. Îl aduc în fața dumneavoastră și vă propun să-l modificăm în așa fel încât să nu creiem discriminări între familiile care împlinesc 50 de ani de căsătorie și au locuit sau locuiesc la Hârlău. Eu cred că, și o să aprobați dumneavoastră sau nu, eu cred că și cei care au împlinit 50 de ani, dar stau de un an în Hârlău pentru că acum s-au mutat în Hârlău, merită să primească această atenție din partea autorității locale. Da. Deci, trebuie modificat regulamentul pentru a nu mai avea aceste discuții. Da, bine. Nu. Mergem mai departe. La nou. Proiect de hotărâre numărul 146 din 17-11-2022 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuielile orașului Hârlău, de anul 2022, inițiator primarul orașului Hârlău. Da, comisiile. Proiectul a trecut aici cu o singură solicitare din partea și a mea și domnul Anușca, sau mai zic, care era acolo, să se dea o situație foarte clară privind încasările pe cele trei chestiuni. Orașul Hârlău, la salubritate, orașul Hârlău, satul Pârcovaci și partea cealaltă pe Păstoreal, ca să vedem exact, pentru că acolo ce am spus în ședința câțiva un an și ceva în urmă, am spus că ajungem să dăm bani la buget, iar cel care plătește, în continuare plătește în continuare și acum mă trezesc că tot din banii mei mi-a plătit modul ăsta. Așa, să ne ajungem în situația că trebuie da. Să ne mărim, pentru că nu au cumpărat. Eu asta v-am spus. Hai să nu vorbim toți odată, vorbim pe rând, ca așa să înțelegem. Deci asta era problema. Domnul director, da, am înțeles. Mai aveți ceva de comentat? Dacă mai sunt și alte opinii, domnul Oropei. Domnilor colegi, dat fiind că se solicită bani pentru această activitate legată de transportul gunoiului, cred că înainte de a veni cu solicitarea, normal era să nu fie numai acel referat al doamnei de la taxe și impozite. Trebuia o informare clară, făcută de domnul vice, că dumnealui răspunde de această problemă, legat de ce cantități de gunoi au fost transportate, tot ce înseamnă detalii legate de la câte persoane s-a încasat
Și completat și cu ceea ce au cerut colegii mei, cei doi consilieri. Venim și cerem. Înseamnă că noi, deja odată cu aprobarea acestei sume de încă 180.000 de lei, suntem de acord cu ce s-a cheltuit până acum. Și fără niciun fel de alte amănunte, dăm mai departe bani. Mulțumesc. Când e domnul și după aceea dumneavoastră, nu vă spărați. Domnul, eu și vreau să spun. Deci eu când nu am făcut declarația de gunoi, nu mi s-a dat tomberon. În anumite locuri, de ce s-au dat tomberon dacă nu au declarație de gunoi? Asta e întrebarea. Cine o încălca legea? Cine o încălca regulamentul? Asta e o problemă, pentru că nu, adică eu plătesc, ăla are tomberon, dar nu plătește. De ce s-a dat? Eu până nu am făcut declarația, nu mi s-a dat tomberon. De ce? Și la ăla s-a dat? Asta este întrebarea. Nu se poate. Cineva trebuie să dea explicații în direcția asta. Bun, domnul consilier, spuneți. Probabil s-a făcut... Domnul Rău, ce? Mai încolo. Domnul Anușca. Anușca, domnul Anușca, întâi. În întâmplare, într-un mandat mai vechi, am fost în poziție de administrație la salon. Și cunosc cu de amănuntul anumite lucruri. Și vreau să puțin să completez. În timpul lui Salon Brisiu vechi, erau 2600 de contracte și ceva pe Hârlău, de la, nu-mi reamintesc exact numărul de locuitori. Da. La Prăcovași erau 18. Gunoi se lua pentru 2600 de oameni care sunt în Prăcovași. Am luat pe să ne executa. În metri, cubi, cum o calculează. La un moment dat s-a ajuns, așa, s-au depășit cheltuielile, dar ce să facem? Păi, hai să mărim prețul la metru cub, dar tot la ăștia care aveau contract. Păi, încurajăm dezordinea, încurajăm mizeria și încurajăm pe ăștia care nu plătesc să nu mai plătească. Să fiu scuzat. Este o altă mărie, o altă pălărie. Domnul economist șef, știe foarte bine regulile. Ia niște bani de undeva, dar tot din banii noștri, ce spune în regulile. De taxe și impozite, de la investiții, de unii el nu știu, și completează până ajunge la suma respectivă. Ce-am făcut? Acum tot așa, îi încurajăm. Dar noi ce-am făcut la primărie? Că avem toate pârghile în mână, când vine un cetățean cu lanțul la gât și cu urechile pline, primește niște sume de aici, după lege, 30% sau cât revine, dă și tu 100 de lei, dă 10 lei pentru asta. Eu, de exemplu, am venit la început de an și am achitat toată taxa la aștept de chestii. Dar nu se poate, că iarăși îi încurajăm, deși nu mi-au făcut nimic ca domnul, nu mă interesează. În afară de asta, devastează. Farmă și spune, ori dispar contactele, ori le farmă, ori le scot pe stradă, nu e regulă. Haideți să facem un efort împreună, să găsim, ori îi stimulăm, cu 5%, 10% se plasează în prima parte a anului. Au fost stimulați. Așa. Și, dar să-i urmărim că, dacă aș întreba câte avertizări au primit scrise acasă pentru când au plătit și n-au făcut. Noi îi dăm hârtia foarte frumos, o semnăm să nu ne punem rău. Nu ne punem rău, nu ne punem, dar cât să ne punem? Că până la urmă, legea spune că fiecare cetățean în zona unde locuiești, produci o anumită cantitate de gunoi. Găsim formula aia să fim mai buni decât Salul Brisul vechi. Da, situația în Prăcovace e schimbată total. Deci vreau da, să vă spun că e schimbată total. Cred. Și vă dau un exemplu. Deci până 1 la mai, din Prăcovace se colectează în jur de 40 de tone de gunoi. Așa. Și s-au încasat în jur de 700 și ceva de milioane. Pe păstrăl Teodoreanu, deci se colectează 20 de tone de gunoi și s-au încasat 14 milioane. Da. Asta vreau să vă spun, că Prăcovaci s-a schimbat radical situația. Deci e bine. Aici e marea problemă. Da. Da. Bun. Mai este cineva? Așa, spuneți, domnul. Să rămâneți legat de ce s-a dat tomberoanele după aia, fără să facă contract. La început cine făcea contract, plătea. Acum plătești toată lumea, vrei, nu vrei. Este adevărat? Sigur. Și s-a supraaglomerat tomberoanele alea și era mizerie. Și să zic, dându-i tomberon,
El cum e debitor la primărie? Vrei, nu vrei, fără contract. Că la început cine avea contract plătea, cine nu. Debitor face declarații. Vă rog frumos pe rând. Asta e ca, eu ca sincer, aș pune o bulină roșie pe fiecare poartă, unii îmi plătesc. Că așa e corect. Nu iei, trece mașinul, ți-e gunoiul, să rămână. Care-i problema? Nu mă interesează, avem poliție locală, avem poliție română, avem jandarmerie, atâtea firme de pază, și discutăm. Trebuie să ne punem tăți la un rând, să fim toți în aceeași direcție. Nu, gata, s-o duc cu Vrăjeala. A, nu da. Se vrea. Nu se vrea. Așa văd eu. Da. Haideți că să nu discutăm doi și doi, discutăm cu toți. Da, domnul Vicea. Deci, somații și înștiințări de plată s-au făcut și se fac continuu. Să știți, nu e nicio problemă. Acum, la impozit. Este acea reducere de 10% în primele 3 luni, dacă credeți că se plătește impozitul complet. Toată lumea plătește impozitul pentru că stimulați așa. Nu. Sunt unii care ori au venituri mai puține și sunt și răi platnici care nu vor să plătească și îi urmărim atât cât putem. Dar nu toți sunt executabili. Pentru că nu au serviciu, nu vin la primărie cu pentru documente. Nu puteți să-i obligați când vine după un document și, să plătească. Și în plus am avut o amendă. Am avut și o amendă în regulamentul acela care a fost eliminată la sugestia uneia dintre consilieri. Deci aveam o pârghie, dar a trebuit să o eliminăm pentru că așa s-a considerat atunci. Da. Deci era singura pârghie. Da. Gata? Nu, dacă mai aveți ceva de consensul acesta. Da. Stimați consilieri, eu am spus-o și ieri în ședință. Anul trecut a trebuit să scoate 340.000, dacă nu greșesc. Sigur, 340.000. Din buzunarul Consiliului Local, al primăriei orașului loc, ca să completăm suma pe care trebuia să o plătim către furnizorii de servicii pe ridicarea gunoaielor. Bun. Anul acesta, suma asta crește, evident. Pentru toată lumea, evident lucrul acesta. Păi gândiți-vă că într-o zi ne-am blocat. Adică nu mai avem de unde să dăm. Pur și simplu că nu s-a ajunge anul ăsta, nu s-a ajunge poate la anul, dar peste 5 ani pățim cum au pățit destule orașe din această țară. În care au rămas gunoaiele luni de zile pe stradă, pentru că societatea de salubrizare respectivă a venit cu contractul, a demonstrat prin juriști, prin tot ce au avut ei, că au dreptate și dacă nu primesc banii, prin clauzele care le aveau la contract, că este normal să-și facă un contract cu clauze, și au specialiști, că dacă e o firmă puternică, au și specialiști puternici. Și atunci ei sunt acoperiți, sau în cele mai multe cazuri sunt acoperiți în momentul în care au blocat și nu mai fac curățenia sau nu mai ridică gunoaiele dintr-un oraș. Dacă vrem să ne trezim într-o zi cu lucrul acesta, o să ne trezim. Una este să ai 10 familii, să nu zic persoane, familii care nu plătesc din vari motive și alta este să fie cu sutele, indiferent unde sunt, că sunt la Hârlău, că sunt la Pârcovaș, că sunt pe Teodorel, nu știu care, așa, este același lucru. Nu putem să zicem că numai ăia sunt vinovați și ăștia nu și așa mai departe. Indiferent unde este cel care produce cu noi, trebuie să-și plătească această taxă. Am spus-o și ieri în ședință și pe P6, dacă nu ne vom gândi din punct de vedere al administrației orașului lor, serios la această problemă, cum o rezolvăm să ne rămână pe an cât mai puține familii sau persoane care nu plătesc acest gunoi, într-o zi vom avea o mare problemă. Și cine credeți că este pus în situația să rezolve acea problemă? Păi toată administrația orașului lor, luăm împreună cu noi, să zicem, dar noi suntem al doilea în acest joc. Întâi administrația locală. Trebuie găsită, făcut ceva. Avem administrația locală. Stăm o săptămână să găsim niște soluții eficiente, nu de dragul de a avea niște soluții pe o hârtie. Adică, haideți, să nu
zicem că ăia nu e suficient, domnul Anuș, ca să trimiți o somație și atât. Că ne-am acoperit. Suntem acoperiți, că am trimis, sau cine a zis? S-a făcut și un loc de teren. Adică, eficiența unei soluții este atunci când câștigi, aduci banii aia, nu când am făcut niște hârtii și ne-am acoperit. Punctul meu de vedere. Da, vă mulțumesc. Domnul președinte, cel mai bine ar fi, mă scuze, domnule, cel mai bine ar fi să renunțăm o dată pentru totdeauna de la chestiunile că mereu suntem în campanie electorală și nu vrem să-i deranjăm pe nici. Dar nu cred că am spus din punctul de campanie electorală, ce puțin la dumneavoastră v-am spus că ar trebui cu toții să renunțăm. Nu așa, că nu au unii frică, de fapt, din voturile alea de acolo, de la nu știu care, de nu știu unde, așa că nu le mai luăm. Dacă vreți să punem o dată punct la treaba asta, trebuie să avem curajul cu toții. Nu să fim mereu înțelegători, dacă se poate le dăm scutire, le dăm nu știu. Haideți să mă iertă Dumnezeu că cum vreau să vă spun o chestiune absolut simplă și ca să am terminat. Soția mea are destui din zona respectivă Stănești pe listă, da? Dom'le, ăia toți sunt asigurați. Cine e asigură? Nu tot de la noi, de la primărie? Cu nu știu, n-am nimic cu ei, foarte bine. Au devenit cetățeni mai conștiincioși, nu știu ce. Dar dacă eu mă duc, sau altul de la școală se duce și s-a întâmplat lucrul ăsta, că n-a apărut în asta cu CNP-ul, nu îi apare, se trezește și am un exemplu concret, care s-a dus omul, care lucrează zi de zi, s-a dus la medic și i-a spus, domnule, nu pot să-ți dau adeverință, cum se cheamă, rețetă, pentru că nu mai figurez aici. Și normal că omul ia razna. Cum, domne, dacă eu plătesc zi de zi astea? Dar dincolo să dau și tot felul de... Că de la primărie să plătesc ajutoare. Și vorba lui domnul Anuș ca să vine cu un lanț din ăla de poți să-l legi de gât un om să-l spânze. Da, mă scuzați. Nu-i nimic, nu vă scuze. E bine ce a spus. Sau, mă rog, ce a Nu. Scuzați-mă, mă așteptam ca atunci când se solicită cumva această sumă, hai să o completăm pentru lipsuri, să vină pe cifre, exact, câte somații, câte aplicări de lege, câte ore în folosul comunității, câte persoane s-au deplasat în comunitate, câte afișe am pus, ce am făcut noi ca aparat al primăriei pentru ca să nu pierdem banii ăștia. Banii ăștia îi pierdem conform unui grafic, adică anual. Repetăm povestea. Este aceeași poveste tristă că trebuie să acoperim datoriile. Nu zic, sunt și oameni săraci care ar trebui ajutați din noi, dar mă refer la familiile care au potențial, au mașini, au benzină, au toate, da? Deci aceia sunt scutiți de la taxă sau trecem cu vederea. Nici ore în folos comunității, nu facem nici absolut nimic. Doar avem drept de vot, drept la, eu știu, la alte, eu știu, facilități din cadrul. Exact ce ați făcut dumneavoastră ca să ajungă aici? Pe hârtie, pe cifre, nu discuția, pe vot. Discuția privind această sumă nu a început de la mine. S-a purtat între taxe și impozite și... Nu-i s-a luat cu asta. Finanțe, contabilitate. Și informarea a făcut tot domnul. Noi știm cine a făcut informarea. Noi știm, dar... Doar la aceasta, da? Și să știți că nu păsuim pe nimeni pentru niciun vot. Pe toți care îi prindem la primărie și putem să îi determinăm să plătească taxa, îi determinăm, să știți. Numai că... problema este dificilă, nu este toți. Efectiv, nu toți au treabă la primărie, n-ai cum să-i... Dar aici nu-i vorba de vot numai pentru dumneavoastră, e vorba de vot pentru toți. Nu are rost să ne particularizăm. Că de-aia nu luăm în hotărâre. Bun. Mai aveți domnul acolo. O mică completare. Primar. Bun. Așa în campanie. În momentul în care se va ajunge, nu se ajunge anul acesta, e clar, nu se ajunge anul ăsta, dar dacă continuăm așa, se va ajunge la această problemă a blocării, ridicării gunoaielor într-o zi. Și pe cine crezi că se dă vina? Se dă vina pe ăla care nu plătește omul în stradă acolo? Nu! Dă vina
pe cine s-a ocupat de treaba aceasta. Și nu doar pe omul care nu îi se ridică gunoiul că vecinul lui a plătit sau nu a plătit. El strigă cât îl ține că el a plătit și primăria sau cine răspunde treaba aceasta se ridice gunoiul. Restul pe omul îl interesează. Nu e treaba lui, a cetățeanului. Da, mulțumesc. Da, spune domnul. Deci s-a discutat până acum, dar n-am văzut nimic concret, o soluție. Așa. Să văd să vină cineva cu o soluție, să o punem în aplicare. Pentru a constrânge, că nu ai dreptul, nu ai acele pârghii de a constrânge omul ca să poți să-l aduci să plătească. Da, da, vorbim de aur, vorbim de... Ne trezim în campania electorală, noi vorbim de voturi. Asta e chiar... N-avem o leată, e rușine. Vorbim aici, în Consiliul Județean, în Consiliul Local, acum, la ora actuală, vorbim de voturi. Suntem în pragul votărilor. Haideți să găsim o soluție, că eu sunt de acord. Ce putem face ca să aducem bani la bugetul local? Eu nu sunt contra, să nu îi constrângem. Găsiți o soluție să-i constrângem. Bun, a spus că nu s-a degajat de aici nici o soluție. Dumneavoastră, când luați cuvântul acum, aveți o soluție? Păi nu, că dar cei care au luat cuvântul până acum, da, de aici n-au venit cu o soluție concretă. Dom'le, cam așa trebuie să lucrăm. Da. Mergem toți consilierii, primari, viceprimari, toți consilierii. Mergem într-o zi acolo, exact cum mergem în campanie și mergem și le spunem, băi, oameni, nu se mai poate, gata, până aici. De acord. Cum vreți dumneavoastră, da, mergem, nu-i problemă. Mergem. Mulțumesc. Soluția cea mai eficientă de aia este, în afara legii, este faptul, băi, grupul ăsta de aici, unde sunteți voi, X, Y, Z sau câți mai mulți din grupul ăsta, n-ați plătit, de mâine nu vrea să ridică cu noi. Legal, nu poți să-i rezolvi această, nu poți să faci lucrul acesta, că vine pe partea cealaltă și spune că nu știu ce se întâmplă. Protecția mediului. Protecția mediului și alte nenorociri pe lumea. Bun. Mai sunt sau și alte... Soluție, a, spuneți, vă rog. Nu putem merge mâine toți acolo. Da. Dar cred că dumneavoastră, ca reprezentant al lor, puteți aduna câțiva și aduceți aici și să discutăm. Când mergem noi mâine acolo, da? Domnul consilier, eu discut, eu, domnul vice, oamenii care ne plasă în bolci. Zi de zi, lucrăm cu ei, le spunem. Dar n-ai cum să le faci. Credeți că eu n-aș vrea să plătească fiecare cum plătesc eu? Plătesc noi, îmi plătesc tații. E o problemă de țară asta. De ce nu se mai ridică gunoiul de acolo? Că nu înțeleg de ce se ridică. V-am spus, dacă nu plătești asigurarea de sănătate, poți să stai în ușa doctorului până când nu mai poți. Că nu-ți dă. Și acolo de ce se ia gunoiul? De ce se face? Că eu nu vorbesc de voturi aici și nici nu-mi este rușine că am spus de voturi, că știu problema cu voturile. Deci e clar că nu vrem să-i deranjăm și nu știu ce mai târziu. Și asta face orice partid. Nu mai partidul nu știu care sau nu știu care. Deci nu are rost. Aici noi nu discut particularizarea partidului pe primar sau viceprimar sau nu știu ce. Eu discut pe toți. Fiecare avem votul de acolo sau de dincolo. Da. Dacă mai... Am înțeles o propunere. Una a domnului Găină și una a domnului... Faceți, domnul, ocupați, să trebuie să ocupe cineva treaba asta, să convoace în ziua X, consilierii, primar, viceprimar, cutare. Dar atunci să fim toți prezenți în momentul în care ne convoacă, ca să nu mai să invoce motivul pe stai, că eu azi am treabă, trebuie să fac cutare. Adică, poate este... Putea să fac altfel problema asta. Să-i convoc, să vină în proședință, să participați și dumneavoastră, să fiți alături de mine, cu domnul primar. Niște reprezentanți ai lor. Ce reprezentanți? Să pe toți aici. Nu, niște reprezentanți ai lor. Nu aici. Poate să vină la sediu. Am înțeles. Nu aici, la primărie. Bun. Aici este punctul și cu instalațiile de sărbători, nu? Deci, da, dacă este proiect de rectificare. Am văzut o sanie curent, 5 metri, pe 1,5 pe așa, costă 230 de milioane. Cine a dus din Laponia sau din unde? Am văzut ca 150 de kg. Îi tăiem de Crăciun? De la metru, de la Iași. Îi tăiem de Crăciun dacă au 150 de kg? Sunt prețuri
oficiale. Nu, faci un inventar, domnule, am 20 de care nu mai merg. Și ce nu le-ați cumpărat când trebuia să le cumpărați? Deci în mai, iunie, nu în decembrie. Dar până în decembrie, oricum, nu se mai scumpe. Dar poate să caut. Prețurile sunt foarte mari la... Eu știu că sunt foarte mari, dar trebuie să vă gândiți înainte. Așa faceți întotdeauna. Banul public nu este, pentru că banul public nu există. Ești, avem, nu e o problemă cât dă. Asta sunt tot. Eram sigur că spunea la întrebă asta acolo. Hai, domnule, să fim în mai. Nu. E adevărat, le prins la buget. Ce vorbim? Le prins la buget, când îți intră bugetul în martie, tu spui asta la buget. Care-i problema? Că tu ți-ai făcut inventarul că te-ai stricat, nu? Ce dacă le scutăm? Și bătrânii spuneau, ți-ai vara sanie și iarna acasă. Nu spune nimeni nimic când le prins în buget. Poate lua jumătate de preț în martie, nu? Da, aveți informația sigură că cu prețul, cum acum aveți. Păi normal, uitați-vă, eu m-am uitat. Deci, achiziția se va face pe SITA, transparent, la cel mai mic preț. Eu nu am zis că nu e transparent. E târziu, asta am văzut. Și ce propuneți? Să retragă? Trebuie să facem ceva... Nu, dar de altă dată să fac un inventar cu ce este stricat. Când să iau înapoi după sărbători... Am înțeles, Nu, prețul mai mic. Dacă mai sunt și alte puncte de vedere vis-a-vis de acest proiect? Cine este Petru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Două voturi abținere. Da, mergem mai departe. Proiect de hotărâre numărul 147 din 17-11-2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății Ecosalubris Hârlău, SRL. Inițiativa domnului primar al orașului Hârlău. La comisie acest proiect a trecut, nu a fost nicio problemă, mai ales că nu au cerut bani de la Consiliul Local. Eu asta am văzut. Și dacă îmi permite să mă retrag, sunt de acord cu domnul. Cu ce stă? La plecați? Da, v-am spus că vreau să plec mai devreme, dar n-am vrut să-mi dați voie. Pe bune, vă dau voie. Cine este pentru ca domnul să vă lăsați? Nu, sunt de acord cu propunerea. Am înțeles. Trebuie să votăm așa. Bye. Mă scuzați, dar am o problemă. Da. Nu, domnul director, am înțeles, nu e nicio problemă. Da, nu, știu, lăsați, mai glumim între noi, că așa e bine. Succes, domnul. Doar, vis-a-vis de acest proiect, comisiei, de venituri și cheltuieli, Comisia Economică, din câte știu, a fost vot pentru, că domnul președinte a plecat. Auziți, da. Bun, la celelalte comisii, dacă s-a discutat, vis-a-vis de acest proiect, dacă nu, acum avem ocazia să mai dezbatem și aici. Dacă nu sunt alte intervenții, vă rog, cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Un vot abținere. Și cu aceasta s-a epuizat ordinea de zi privind proiectele la diverse. Mai mulți cetățeni mi-au sesizat care au 10 milioane de pensia minimă. Vin la primărie să li se dea ajutor din căldură, din căldură și nu li se dă pentru că au făcut acte copiilor și nu mai figurează cu locuință. Nu mai figurează locuință din zona orașului Hârlău. Și au venit, au întrebat. De ce nu li se dă? Deci dacă îi se dă, le-a spus, domnule, dacă nu ai locuință și numele tău, nu ți-ți dă ajutor de căldură. Așa este. Și oamenii nu stau în aer. Ei mi-au spus foarte clar, gunoi îmi cere, impozit îmi cere pe ce mai am, proprietățile mai am, și ajutor de căldură nu mi se dă.
Deci pe ața asta. Să citească impozit dacă se pădutea. Da. Nu, băi, dar nu acolo, mai au terenuri Zandrescu, deci nu să... Vorba de proprietate care se verifică pe un program al Ministerului de Finanțe. Dacă nu figurează ca titular de proprietate, nu are locuința, nu va... E și logic. Unde se încălzească? Unde are de foc? Unde îl încălzește? Nu îl încălzește pe terenul extradurat. Deci cum stau mai aia? Dacă au înstrăinat copiilor, copiii se registrează. Sunt multe, foarte, foarte multe cazuri. Eu sunt de acord. Deci nu putem vă cred, eu personal vă cred că așa este. Dar nu poate să vin eu, Oancea, care am vândut copilului meu apartamentul și copilul meu mă lasă să stau acolo. Copilul meu să-mi rezolve problemele el. Că nu poate să fie o clauză de abitație, orice trecut în contract, dar nu are legătură cu titularul proprietății. Nu, da, nu-i corect. Și le spune, știți, îmi plătiți un șurat în fața sobii, nu știu la care funcționează, la care nu. Și femeia spune, domnul, dar dacă nu o să am lemn, nu o să am la și stau, la căldură să-mi plătesc șuratul. Permiteți încă o frază. Asta era o chestie de... În momentul când analizezi programul care se cheamă 4.5, când analizezi programul de la NAF, îți scrie absolut tot. Dacă au conturi bancare, dacă orice depășire sau orice deviație de la prevederile legale, sunt verificate în program. Trebuie să anexezi actul dosarul. Sunt lucruri stricte, nu poate devia nimeni. Chiar dacă e la pensia minimă și nu stă absolut nimic. Sunt locuințe pe contract. Corect. Sunt locuințe cumpărate pe contract de vânzare cumpărare care scrie în contract de vânzare cumpărare care are 40% suprață locuințele. E trecut în patrimeniu. Ai a doua locuință, te elimină. Nu contează că e locuințe de locuințe. Ți apare problema. Da. Nu poți devia. Altcineva, dacă mai sunt intervenții la diverse, domnul Cudui. Domnilor consilieri, atât cetățenii din orașul Brâlău, cât și satul din satul Pârcovați, așteaptă de mult timp, de mulți ani, apa, rețeaua de apă potabilă. Deci știți prea bine că s-a lansat proiectul de o jumătate de miliard de euro, pe 7 noiembrie a fost licitația, dacă poate domnul vice să ne spună mai multe detalii. În primăvară o să înceapă lucrările. Deci în primăvară vor începe lucrările. Cel puțin în Pârcovați și mai economic să se ducă cu cisternă, da? 6 ani facem în care. 2016-2017 s-a putut trage apă. Este fals ideea cum s-a putut. Programul e după 2017. Și era 40 de metri linear de aducțiune de apă. Dar nu s-a avut atunci. Dacă știau zone... Nu, domnule, primăria au greșit. Nu, nu. Este clar. Când mi s-o plimbat pe la nas proiectul ăsta 4 ani zile în legislatura trecută. Din 2016. Și nimeni n-a făcut nimic. Toate documentele care s-au făcut au trebuit aprobate de bani. Nu, când primăria în 2006-2007 putea să facă, deci nu s-a făcut când trebuia. Sunt zone în Pârcovași care, dacă nu plouă două luni, nu există apă. Nu există. Și s-a preferat să cari cu mașina aia veche de 40 de ani, care oricum cred cheltuiți cel puțin, eu știu, jur de 7-800 milioane pe an. Dacă luăm în 6 ani de zile, trăgeam, făceam, deci aduceam apă tot Pârcovași. Informați fals. Nu au existat bani atunci în proiect pentru ce spuneți dumneavoastră. Proiectul de acum... Eu nu vorbesc, primăria putea în 2006 să tragă apă, fără apă abitată. Deci putea. De ce n-ați propus la buget? Păi am propus de la buget. Dom'le, trebuie să veniți cu lucrurile genul ăsta, că știți foarte bine că sunt probleme de mulți ani. N-ați venit niciunul, nimeni n-ați venit. Cu siguranță n-au existat. S-a încercat tot la inițiativa noastră și să trag undeva în zona Sorin Burean acolo și ați constatat că nu aveți presiuni. Dar nu la inițiativa dumneavoastră. Ba da, tot noi am spus, domnule, hai să încercăm și când ați ajuns la un nivel, nu aveți presiuni. Asta este capacitatea dumneavoastră de a face. Acelea au fost demersuri făcute direct la apa vital, nu de dumneavoastră, de domnul Stoleru, împreună cu primăria. Și au obținut finanțare direct de la apa vital. Nu i-a fost aprobat o sumă de bani. Haideți, vă rog, să nu ne certăm și este un lucru bun. Măcar demarăm acum lucrările și vom fi reacționat. Vă rog. Doamna director. Da. Aș vrea să aduc la cunoștința colegilor consilieri și aparatul în specialitate a orașului Brâlău faptul că pe 29 avem în desfășurare proiectul Obiceiuri și Tradiții la Român, un proiect județean
și ne-am bucurat de sprijinul primăriei, de înțelegerea din partea domnului primar și de faptul că domnii și doamnele de la achiziții ne-au ajutat cu cele necesare pentru desfășurarea proiectului. Dacă o să aveți timp și o să puteți să ne onorați cu prezența, marți la ora 12-13, acolo așteptăm cu mare drag. Acesta este un punct bun pentru primărie, că a găsit calea prin care să ne ajute, să ne sprijine. Și au făcut-o și la celălalt proiect, la Curțile Hârlăului, un proiect foarte amplu de desfășurare la nivelul școlii. Pe de altă parte, vreau să vă menționez că școala se confruntă cu foarte multe probleme, însemnând lipsa burlanelor, plouă pe pereți, plouă se topește zăpada și așa mai departe. Apa care provine de la ploaie se duce într-o canalizare care nu este tocmai bună, utilă și așa mai departe. Și o să vreau să ne gândim la un proiect, să regândim cumva unde se va duce acea apă pluvială. Și altă problemă, ne dorim o poartă, un gard în fața școlii și se tergiversează niște lucruri și niște hârtii pentru că nu avem indicatori tehnici și nu avem cineva care să ne sprijine în acest sens. Și am vrea mai multă operativitate din partea personalului angajat strict pe chestiunea asta. Nu știu unde sunt cererile, n-am avut timpul necesar de la comisie să verific. În clisă, cred că au ajuns la serviciu urbanism. Noi sperăm să... Nu știu să vă spun unde anume sunt direcționate de către domnul primar. Am explicat în comisie cum ar trebui procedat. A explicat și domnul Pigoreanu, fața dumneavoastră, ca să poți aprob sumele de la bugetul local să ajungă la școala generală pentru partea de cheltuieli materiale sau de cauri, ar trebui să am în spatele proiectului dumneavoastră de hotărâre niște indicatori. Fie sunt făcuți de școală prin efortul propriu, fie sunt făcuți de serviciul nostru OAT, fie de o firmă de consultanță, subiectul este același. Dumneavoastră le aprobați, domnul Pigoreanu a garantat în Comisia Economică că acordă tot sprijinul din punct de vedere financiar. Găsește sursa de finanțare. Mai sperăm să nu dureze foarte... Așa, să, nu știu, altă variantă nu am. Nu știu unde este ajuns să cererea. Doamna spune că e depusă de peste o lună la ce am înțeles ieri la Comisia Economică. Nu știu unde e repartizat. N-am văzut așa. Cel puțin la noi, ce partea de este puțin anevoios și nu este normal. Adică am vrea din partea primăriei un sprijin real. Prezența domnului vice și a domnului primar. Hai să ascultăm ce spune doamna. Da, deci este un traseu foarte sinuos și care nu aduce rezultat. Adică așteptăm... Ce să spunea, că într-o comunitate nu sunt conducători slabi și nu vă aștepta să trăiți bine. Cam aici suntem la ora. Jigniți mereu. Eu nu sunt gras. Conducători, foarte slabi. Da, într-adevăr nu sunt gras. Foarte slabi. Dar de încurca unii pe alții. Nu fizic. Haideți să nu discutăm doi câte doi, că nu e bine din punct de vedere al domnul Oronfei, vă rog. Domnilor colegi, am mai făcut această propunere, revin cu ea în atenția executivului și în această ședință, dat fiind că am aprobat programul manifestărilor pentru ziua de 1 decembrie. În cadrul acestei sărbători, acestei manifestări, la statuia lui Ștefan cel Mare, indiferent de vreme, plouă, ninge, sunt invitați cei care au împlinit 50 de ani de căsătorie să li se înmâneze o diplomă și să li se dea un buchet de flori. Este nepotrivit să chem. Câteodată se poate să fie timp frumos, dar este nepotrivit să aduci niște persoane în vârstă, bolnave, unele dintre ele, să le dai o diplomă în acel spațiu. Am propus ca această sărbătorire a celor care împlinesc 50 de ani de căsătorie să se facă
de ziua persoanelor vârstnice. E mai devreme, se desfășoară într-un spațiu închis, ar fi și mai apropiați de cei care stau la masă și o spun asta și din alt motiv. Am avut o sărbătorire cu masă, cu mâncare, cu băutură la Rărășoaia de ziua persoanelor vârstnice, cu bani din bugetul local. Acum organizăm pentru 1 decembrie, pentru 170 de persoane, masă cu mâncare și tot ce ține, la Polizu, că e ziua națională. De acord cu dumneavoastră, e sărbătoare națională, adunăm din nou persoane la masă. Poate ar trebui să ne gândim puțin la cât de subțire este bugetul local și să facem o singură dată pe an un praznic. Nu mai multe. Și atunci, poate și lucrurile ar fi mai liniștite. Așa propunem de câte ori ni se pare că putem face o masă și o facem. Nu știu câte persoane au fost la ziua persoanelor vârstnice, dar revin. Propunerea mea este ca la această sărbătoare să fie sărbătorite și cuplurile care împlinesc 50 de ani. Aștept de la executiv acea hotărâre și acel regulament. Mulțumesc. Am o nelămurire. Ca principiu, am înțeles ideea, indiferent cum se face, este bine să avem grijă și de aceste persoane în vârstă. Dar să înțeleg așa, că facem sărbătorirea celor în vârstă atunci când este și ziua celor care împlinesc 50 de ani de la căsătorie, cu ziua în care a vârstnicilor. Dar la 1 decembrie mai face sau nu mai face masă, ca aici să ne lămuriți? Nu mai facem. Eu așa înțeleg. Domnul președinte, rămâne să se facă această analiză. Pentru că odată ce s-ar face din nou această masă de 1 decembrie, ar fi mai puțin invitați. Deci nu mai facem. Problema asta s-a mai ridicat odată, domnul Găină, în celălalt consiliu local, și anume faptul că este mult mai potrivit și asta mult mai firesc ca să putem această premiere a cuplurilor 50 de ani de căsătorie, da? Să o mutăm de ziua persoanelor vârstnice. E evident, nu poți fi tânăr să iei premiul ăsta, e clar. Și atunci ar fi o sărbătoare mult mai potrivită, cumulate cele două evenimente. Din coace la 1 decembrie are alt rost ziua din 1 decembrie. Alt sens. E ziua României, are altă conotație. E o conotație cu totul alta. Că așa ar trebui, de ce să nu premiem și tinerii deștepți în oraș și tinerii în locare, tot din 1 decembrie. Nu, să lăsăm 1 decembrie cu moment solemn, da? Și celelalte activități să le punem la momentul potrivit. Și am mai spus asta și acum vreo 5-6 ani, dar nu s-a vrut, nu că nu s-a putut. Adică dacă știm de pe acum, e normal, anul ăsta decurge în mod firesc. Dar pentru bugetul anului viitor este foarte simplu să premiem aceste persoane în cadrul zilei pensionare sau zilei persoanelor. Eu am spus și mai devreme, scuzați-mă că vă întreb. Sunt de acord cu ideea ca să se facă sărbătorirea cuplurilor atunci, eu personal, odată cu ziua vârstnicilor. Perfect, de acord. Este o sărbătoare împinată a celor două lucruri și care e normal. Eu am întrebat. Noi știm ce se întâmplă în România. Noi facem parte din România. Așa, știm la 1 decembrie că nu e numai festivitatea aia acolo că de 1 decembrie. Este, haideți să mai spunem și mai mult de atâta. Este fasolea aceea care se dă, știți, care e tradițional românească. O mai dăm pe aia sau nu mai dăm? Eu asta am întrebat. Mai dăm. Yeah.
ca discuție, ca principiu. Nu, eu am să îi întreb chiar pe cei care îmi puneți 50 de ani de la căsătorie, să-i văd cum se simt. O să vedeți că se simt foarte bine primăvara, adică iarna pe Ghețuș sau dacă ninge apar. O să îi întreb să vedem, adică n-am nimic împotrivă. Dar vedeți cum puneți întrebarea, domnul. Însă, ce mi s-a părut mie totuși bun în această chestiune, faptul că sunt într-un grup cadru foarte festiv. Mare de oameni, cadru festiv, se bucură și copiii lor când îi văd acolo, ies în față, că primesc... Da, putem să facem cadru festiv și pe ziua pensională, de ce nu? Putem? Încep mai distrus acolo. Putem discuta să vedem. Adică, da. Bun. Dacă mai sunt și alte... Dacă îi bucurăm un pic, cred că e ok, nu? Să-i bucurăm pe oamenii ăștia și... Dacă primești și două mese, acum ce? Nu e asta problema. Nu e vorba de masă. Da. Bun. Dacă mai sunt și alte lucruri la diverse, dacă nu vă mulțumesc, vă urez o zi frumoasă.